În ultimul timp, noțiunea de patriotism și tot ce este legat derivă din aceasta este sterilizat, declarații, răzi declarații la acest subiect și deja cred că lumea a pierdut gustul acestui cuvânt și aceste noțiuni. Despre ce înseamnă patriotism și despre cum acest patriotism poate fi readus în spațiul moldovenesc, discutăm astăzi cu liderul mișcării de tineret Voivod, Nicolae Pascaru. Bună seara! Bună seara! Domnul Coreliu, cuvântul este foarte, adică întrebarea este foarte actuală, este foarte interesantă, dar anume acest cuvânt de patriotism, patriot, pentru mine personal este un cuvânt așa mai enigmatic, mai intim, așa cum este cuvântul mamă, tată, familie, neam, tot ce este valoare. Acum, în ultima perioadă de timp au apărut multe organizații, așa spus, patrioți, care încearcă să-și impună în spațiul acesta mediatic ideile sale, viziunile sale, niște scopuri, niște... Dar noi vedem că tot mai puțină miză au la ascultători, la cetățenii Republicii Moldova. Așa că acum cuvântul patriot se transformă într-un cuvânt așa mai negativ în ultima perioadă de timp. Și vă spune, în Moldova sunt oameni care își iubesc pământul său, sunt oameni care își iubesc neamul, care iubesc tot ce este legat de țara noastră. Și anume suntem acei noi, baștinașii, anume care trăim pe acest pământ, care trecem toate binele și toate rălile împreună, trecem această politică care o avem așa cum o avem, trecem toate aceste războaie care sunt și politice și economice, trecem toate furtunile astea ideologice și le rezistăm. Dacă într-asta se înscrie cuvântul patriot, înseamnă că noi suntem acei patrioți. Asta e interesant, noțiunea asta de patriot, pentru că bineînțeles că dacă deschizi orice dicționar explicativ, școlar, tu ai să găsești acolo ce înseamnă patriotism, dar fiecare îl percepe în sensul lui. Noi avem o problemă foarte serioasă în Moldova noastră, pentru că când nouă ne-a făcut cadou această independență în 91, pentru majoritatea, cred că asta a fost un cadou neașteptat. Noi n-am luptat pentru independență. Și imediat toți au început să-și caute un suveran, un stăpân. Cine la Moscova, cine la Bruxelles, cine la București. Și fiecare vede patriotismul în sensul lui. Eu am vrut să întreb totuși, pentru că, într-adevăr, acest cuvânt a fost utilizat în campaniile electorale, iar mizeria politică distruge orice noțiune. Cel mai mare aspect negativ care trezește în ultimul timp sunt două cuvinte, asta, principii și valori, care în realitate sunt niște noțiuni extraordinar de importante, dar băieții care sunt astăzi la guvernare, într-atât în așa hal au adus aceste două noțiuni, că nu mai poți vorbi. Exact așa și s-a întâmplat cu patriotismul. Când ți-ți vine un unionist și îți spune că el e patriot, pentru că patriotismul într-adevăr ține de unionism, sau când îți vine un om care este îndreptat spre Bruxelles sau Moscova, nu contează. Aceasta de-aia își pierde derivatele din patriotism, își pierde esența. Și de-aia eu am vrut să întreb ce înseamnă patriotismul pentru voi, pentru mișcarea asta, pentru băieții care... Voi sunteți o organizație destul de numeroasă și aveți voi viziunile voastre de patriotism, ceea ce e legat de plaiul acesta totuși? Da, numai decât noi avem un noroc mare de atâta lume patrioți, dar în țară nu se face nimic, adică se face puțin. Și noi vedem cei mai mulți patrioți cu jumate de an când se începe compania electorală sau în perioada companiei electorale. Nu este, eu cred, o problemă. În fiecare țară se întâmplă aceste fenomene. Noi, moldovenii, Moldova, țara Moldovei, avem o istorie foarte bogată, inclusiv legată și cu partea de peste Prut, România de azi, unde noi avem frații noștri moldoveni care am trăit, am luptat, am suferit iarăși împreună. Avem o istorie comună cu prietenii noștri care sunt mai înspre nord, parte de Rusie, cu Ucraina, și de fapt greșeala la multor din cetățenii care sunt din Republica Moldova. Dar de fapt nu sunt mulți cetățeni, sunt o,
o gașcă mai puțină care fac provocări, care sunt provocările astea unioniste, care fac unele... Sunt câteva sute de băieți. Poate eu cred că câteva sute. Anume cei care primesc fonduri de la, ori de la Moscova, ori de la Bruxelles sau de la București. De fapt, pe ăștia nu-i trebuie să-i luăm în seamă. Mai sunt încă oameni care sincer cred într-o Românie mare și noi trebuie să înțelegem. Așa este situația, așa ne-au făcut istoria. Dar noi acceptăm așa ceva. Pur și simplu pe mine mă irite. Că minoritatea asta care acceptă unirea cu România, eu accept ideea. Adică eu respect dreptul lor de a alege. Dar ei nu-mi respectă dreptul meu de a mă numi moldovan și limba mea moldovenească. Iar că pe mine chestia asta mă irită. Este corect. Într-adevăr, la un moment dat, acest românism se transformă într-unul agresiv, care te limitează de unele drepturi și îți încearcă să-ți impună acest românism. De fapt, asta este o greșeală a lor. Chiar și la mine în familie. Eu am cineva din moșii mei care se consideră român și are acasă are o hartă mare la România Mare. Și eu chiar îl întrebam, zic, spun-te rog, deși tu crezi în ideea asta, și că tu nu înțelegi că eu m-am născut în perioada aceea când era regele, când eu cred în valorile astea. Probabil n-ați fi, dar eu cred. Timpul se schimbă. Tatăl meu, de exemplu, a fost un moldovan de ăsta care credea în Republica Moldova, în statul Republica Moldova. Chiar undeva pot să nu fiu de acord cu dumneavoastră, inclusiv la independență. Eu sunt din partea mai aproape de regiunea transnistreană. Când a fost război, eram pe acolo și erau niște evenimente foarte, foarte tragice și mulți din cei care mergeau la moarte, dar s-a murit foarte mulți, mii. Toți care au mers la moarte au mers pentru Republica Moldova, pentru Moldova, pentru a reîntregi țara. Partea stângă a Nistru acolo erau și acolo erau mulți moldoveni care erau duși într-o eroare, era alcătuit război ăsta informativ și dacă de acum să vedem prin prisma noastră, să vedem evenimentele care au fost, a fost ceva strașnic. Și asta este anume ceea că noi moldoveni care trăim peste Nistru, care trăim peste Prut, nu putem să ne unim între noi, să ne înțelegem între noi. Să facem o Moldovă mare, nu o Românie mare, dar o Moldovă mare. Să vă spun, este o utopie foarte frumoasă. Eu am citit într-un articol de al lui Dorian Fortună și era scris anume, evidențiat, fiecare moldovan trebuie să dorească să vadă o Moldovă mare. Dar ce mai avem de dorit noi dacă asta a fost sensul nostru, sensul a urmașilor noștri de a lupta pentru libertate, a Moldovei, a lupta pentru acest popor, pentru limbă, pentru națiune. Noi avem urmași, avem străbuni, avem mari voievoți care au putut pune numele de Moldova în centrul Europei, așa că toți când au zău de noi stăteau în gardă. Eu cred că e foarte important cât mai des. Pentru că există totuși curentul ăsta de românism, el e în modă, el e în vogă. Și mare parte a oamenilor care doresc să se consideră intelectuali, ei chiar se impun sau se autoimpun sau cred într-adevăr că dacă tu ești intelectual în Republica Moldova, tu nu poți să nu fii român și să vorbești românește. Și mi se pare că de aia e foarte important să vorbim cât mai des despre valorile astea noastre moldovenești. Bineînțeles că eu nu sunt adeptul unui moldovenism de asta primitiv. Problema este că totuși la noi, de multe ori, atât românismul cât și moldovenismul sunt curente primitive, care parcă s-ar auto-exclude. În realitate, la noi cam multe curente se auto-exclude. Chiar ieri am discutat aici în studio că de ce se spune că integrarea europeană exclude integrarea în Uniunea Vamală. De fapt, asta nu sunt două lucruri care se exclud. De aia și noi, moldovenii, ca atare, noi suntem un popor, noi suntem foarte toleranți. Și noi acceptăm ideile românismului. Așa, dau și dreptul la pan-românism. Numai, repet, să nu ni se impună nouă. Eu am vrut să vă întreb, totuși, dacă suntem în acest context a
românismul, și așa mai departe, să discutăm un pic despre relațiile astea moldo-române. Cum vi se par acum, la moment, aceste relații? Parcă România își permite să șteargă picioarele de guvernanță din Chișinău, parcă guvernanța din Chișinău nu au nicio reacție, parcă apare un gazoduct, parcă dispare. În general, cum dumneavoastră acum vedeți acest... Eu cred că este o joacă. Este o joacă. În sine, popor român este un popor frumos. Sunt un popor de oameni buni, muncitori, oameni care, de fapt, cum am spus, am suferit aceeași o perioadă mare de timp. La personal, cu cetățenii, cu prietenii de mei care sunt din România, am niște impresii foarte bune. La nivelul politic, elita politică românească, este ceea cum este și la noi în Moldova. Se fură ca în codru mare. Asta prima, a doilea, sunt indignat de ceea că avem 3 ani, da, de când comuniștii nu mai sunt la putere. 2 ani și ceva. 4. 4. Din 90 suntem în 13. Uitați să gândim de 13 timpul. 4 ani. Hai, dacă înainte Băsescu spunea că s-a făcut o cortină de fer la prut, că sunt mai puține posibilități. Uitați, acum sunt liberale, sunt democrații. De ce să nu facă pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru macracei care sunt români, să le facă mai ușor trecerea? Eu înțeleg că această politică de a împroșca în cetățenii noștri pașapoarte române este una pe primul plan a politicii românești. Eu înțeleg pentru ce, că încearcă măcar cumva să-și lărgească hotarele, măcar în prisma acestor cetățenii. Dar totuși, eu cred că politicul român trebuie să fie mai respectuos față de Republica Moldova, de ceea ce este moldovenesc la noi, să fie dar mai cum îi poți fi respectuoși față Republica Moldova când însuși faptul existenței unui stat, Republica Moldova, pune sub îndoială existența unui imperiu cum este România? Statele mari întotdeauna sunt așa și sunt așa, în vedere după o politică agresivă, asta este normal. Dar problema noastră este că suntem slabi. Nu de ce că ei sunt mai puternici ca noi, noi suntem slabi. De ce? Este necesar ca prin diferite proiecte noi trebuie să mobilizăm cetățenii noștri, pentru că problemele care le avem la noi în Republica Moldova nu vor soluționa nici Bucureștiul și nici Moscova și nici alte state ale lumii. Problemele astea, nu, acestea numai noi vom putea le hotărâ. Le vom putea hotărâ anume pentru împăcare cetățenească, cetățenilor din Republica Moldova. Uitați, noi suntem o țară mică, dar atât suntem noi despărțiți. O mare parte visează la o Uniunea Sovietică, o mare parte visează la niște autonomii, da? O parte visează la o Românie mare. Păi, oameni buni, trebuie să credem într-acest stat. Pentru că politicul, el simte, când vede că cetățenii nu sunt activi, când nu avem o societate civilă activă care să verifice, să controleze activitatea politicului, el nu va face mișcări anume într-o acest determinant construcția unui stat puternic. Noi vedem, chiar elementar, să vedem străzile Chișinăului. Sunt mașini de lux, da? Avem multe mașini, drumurile sunt rele. Și de ce spune? Sunt cetățeni care sunt bogați. Eu nu cred că cetățenii ăștia să aruncă atât în impozite. Dar politicienii sunt corupți. Și corupția asta există la toate nivelurile. De la grădiniță, de la o grădiniță simplă, un liceu, colegiu, o școală, universitate, pe tot locul sunt aceste elemente coruptive care distruge statul nostru. Privitor la întrebarea care mi-a spus, eu cred că aceste fenomene va trece numai atunci când statul Republica Moldova se va pune pe picioare, când această situație va trece. Noi vedem ultimii 3-4 ani, într-adevăr se petrec niște fenomene, chiar și acum acestea scandaluri cu Banca de Economii, de acestea obiecte care va fi privatizate, care va fi... Furate. Adică,
El nu sunt privatizate, pentru că de la privatizare statul primește beneficiu. Aici sunt concesionate, adică statul nu are nimic. Nu are nimic. Noi vedem acele fonduri care sunt aduse Republica Moldova și împărțite la niște gaște care nu dă posibilitate ca să dezvolte societatea civilă, să dezvolte unele proiecte cetățenești sau economia. Divine nu sunt românii, divine nu sunt ruși, divine suntem noi. De atât dacă suntem... Tășem. Suntem proști. Tășem. Suntem proști. Răbdăm, tășem. Și poate, într-adevăr, acest cuțit care ne taie și noi simțim o durere. Pensionerii nu au bani, studenții mor de foame. Care carte să facă dacă acolo profesorul ăla, el nu mi-i pune bani pe pșie și învață, dar e mită. Eu nu spun de tot, sunt într-adevăr niște oameni cu inimă mare în toate structurile, și judecători, și polițiști, și procurori, și profesori, dar o mare parte, noi vedem, uitați-vă, dacă să ridicăm toate sursele informative, vedem la Colegiul Ștefan Neaga, un colegiu de muzică, da, acolo ei nu fac milioane, acolo trebuie student ceas în viață 5 ani de zile, să emită 18.000 de lei. Să intre la un loc de buget, să vinde locurile. La universitatea aceea să iei mită. La grădiniță strâng în grupă bani. La școală iarăși să iei. Dacă îmi apare o întrebare, dar care e sensul să dai 18.000 de lei ca să intre la buget când contractul e 5 lei? Dar știți, moldovanul ăsta rabdă. Pălește pe o parte, pălește pe altă parte. Cât e contractul anual? 5.000, 6.000? Care e sensul să dai 18.000? Că economisești acolo 5.000 de lei? Așa, închipuiți-vă. Știți cum a spus, am citit undeva, că de atâta luchi și oile începe a mușca. Într-adevăr, de la țăran până la simplu lucrător care este, noi trebuie înăuntru, în sine, să ne revoltăm. Noi să ne protestăm. Dar ce noi nu protestăm? Să vă spun că o mare parte din cetățeni care sunt mai activi, eu înțeles cu toată mizeria asta, cu toți căgăbiști ăștia, da, care au fost perioada sovietică, știți, care au fost înainte la sistem și acum sunt liberali, da, sau liberal-democrat, sau în toate partidele sunt mâncăii ăștia, care au pus mâna la putere de pe anii cei 90 și îi conduc. Și fură mult. Și înțeleg că fură, dar măcar din când în când să atragă atenție la pătrușile vulnerabile, pensionare, învățători, polițistul. Dar cum să știi tu regulă din polițist? Și ăla, dacă el nu are drepturi, să-și îndeplinească funcțiile. Am văzut scandalul ăla la Piața Centrală. El merge prin polițiști, merge prin prejur și hai vă rog, Chiochi, dă-te la o parte cu ouăle, este așa. Și Chiochi așa ieși aproape și la un moșneag. Eu înțeleg, dar n-a să fie ordine, n-a să fie disciplină până și n-a să fie un sistem bine întărit. Polițistul să aibă leafă, că el știe că dacă eu as eu mită și mă prinde, eu n-a să am pensie și leafa, de exemplu, minimul să aibă 800-1000 de euro. N-a să îndăie și atunci să lucreze calitativ. Și atunci banii ăștia n-a să iei emită, dar să le trimați tot în bugetul de stat. Dar cineva este cointeresat ca țara noastră să fie distrusă, să fim la pământ și să bată joc și șteargă picioarele din noi. Cineva asta sunt ăștia care se acum la putere și ajutorilor din Bruxelles. Eu mă gândesc că cineva este toți. Noi nu avem prieteni prin prejurul hotarului Republicii Moldova. Chiar și interior. Dar nu, niciodată, spus, nu. Dar hai să luăm așa. Ștefan cel Mare. Eu undeva am citit și folosesc asta, că am găsit o citată, poate de la Sadoveanu, mai artistic, poate nu el a spus, dar este spus că prietena a țării Moldovei, lui Ștefan cel Mare, a fost numai, dintr-o parte, nu a fost bătut. A fost ajutat și că de sus numai de la Dumnezeu, prin prejur cu toți au luptat. Și cu turci, și cu unguri, și cu, cu polonezi. Pe toți i-au pus la loc, la respect i-au pus. El a ajuns până în Crimea, doar Ștefan cel Mare. A ajuns și eu să vă spun, chiar când era supărat, ajunge până încolo, până la mijlocul parcei de Ucraina. La Dâmbovița am înțeles că 3 ori s-o ars orașul și ăla. De atâta că se impune respectului. Eu atunci vreau să aflu o chestie, care eu sincer spun, eu stau și mă gândesc și am eu versiunea mea, dar vreau să aud și pe ta. Noi suntem urmașii lui Ștefan cel Mare. Da. Un popor de războinici strașnici, care cu 10-20 de mii de suliță învingeau o armată de 100 de mii de turci, care tot nu erau băieți de bătut. Unde e spiritul ăsta, amu? Domnul Corneliu, să vă spun un lucru, l-am auzit eu de la cineva din evrei. Nu câștigă așa care este puternic.
Știi că cel care are toleranță este răbdător și are înțelepciune. Da, noi suntem bătuți, dar noi nu avem... Închipuiți-vă Moldova, da? Noi, țara noastră, avem o istorie peste 650 mai mulți de ani, poate și mai mult. Dar este istorie, noi suntem pe harta Europei. Iar să vedem Europa, câte stați s-au apărut, s-au pierdut, dar este așa popor. Este așa națiune, a fost așa țară și este acum Republica Moldova. Noi trebuie să fim mândri. Suntem moldoveni și avem așa țară, Republică. Să fim fericiți. Să încercăm așa să ducem acum o politică, că e foarte greu să între două imperii mari, da? Uitați-vă și Imperiul Rus încă nu știu tare dezbătut dință, da? Eu sau să-și arăt, sau să-și punem arăt, partea chiar. Asta regele încă și mai ține în România și mai ține a lui elita care este și are o influență oarecare. Eu am în vedere ambițiile astea imperiale. Noi ne-am renăscut. Noi trebuie să mergem înainte, dar noi nu avem... Unde e spiritul ăsta? Spiritul ăsta este. Spiritul ăsta este în fiecare moldovan. Doarme? Nu v-aș spune că doarme. Își așteaptă timpul. Spiritul ăsta a apărut în prima mare adunare națională. Dacă dumneavoastră țineți minte, că eu acum m-am uitat pe Moldova, Moldova 1... Au fost de 27-31 da, august. Da, eu sunt de acord. Să țineți minte, că eu am fost la prima adunare națională cu tata. Tata la mine a fost un patriot, un naționalist de ăsta, dar național, în sensul bun în sensul cuvântul. Bun al cuvântului. Da, naționalist care el se consideră moldovan. Prima adunare națională, dacă atrageți atenție, vedeți numai drapele, majoritatea erau drapele cu stema Moldovei cei vechi. Unde este... Dar cum este tema României? A doilea mare adunare națională, dacă noi observăm mai bine, sunt prin tătă mulțimea și foarte multe drapele moldovnești, drapele românești, un discurs pro-românesc de ăsta, că se vede, că s-au infiltrat atunci oamenii lui Iliescu și tătă securitate, s-au infiltrat și aici și nu început a romaniza. Dar a noștri nu înțeleg, ei nu știu ce, unirii moldoveni. Unirii moldoveni să unească între dânșii și în putere. Mai departe să vedem noi. Suntem români, nu suntem români, dar de întâi să ne tragem Moldova noastră. Uitați-vă, Moldova noastră o împrăștiet. O parte spre Cetatea Albă, Bucovina, toți a noștri. Eu nu zic să începem o război să luăm la Ucraina terenul înapoi. Dar noi, cultural, putem cu oamenii și ei, băi, moldovanile, bună ziua, să facem niște concerte, să facem niște schimb de colective, chiar și în sport. Eu ajung, de exemplu, în Marea Britanie cu Federația mea de sport, dar eu în Bucovina la moldovenii mei nu pot să ajung acolo. De probleme. Eu în România n-am avut competiții sportive, înțelegi? Probleme. Nu poți. Nu nimerești acolo. Înțelegi? Nu ești primit acolo. Pe tânșul aici nu tare să... Înseamnă că ceva pe noi ne dezbine. Și sunt multe de astea artificiale, sunt bariere care ne dezbină. Noi trebuie să înțelegem momentul ăsta și să adunăm. Să fie fonduri undeva în statul ăsta, noastră Republica Moldova, care sunt dat pentru asta. Bruxelles cum dă? Statele Unite cum dă? Pentru democrație, dreptul la liberă exprimare. Sunt programe de milioane de euro, da? Aduc democrație. Dar noi și nu putem să facem niște pasuri înainte, anume în direcțiile astea, privitor la cultură, tradiții, valori și așa mai departe. Să consolidăm. Românul lasă zic că e român. De 100 de ori. Moldovanul a rămas moldovan, a fost moșașii moldovan. Asta nu înseamnă că eu sunt pro-rus dacă zic că sunt moldovan. Eu sunt pe pământul meu, pământul părinților, străbunilor. Există stereotipul ăsta că dacă spui că ești moldovan, ești pro-rus? Înțelegeți, toate atacurile astea mediatice care sunt din partea României, eu înțeleg că ei vor să-și păstreze România. Ei vor să-și mai tragă poate și partea asta de Basarabia. Este o nostalgie și eu înțeleg. Ei, de fapt, gândesc normal și e bine așa pentru un stat. Și nou nu poate să zică, ai și moldoveni, aveți limba moldovenească și deși e că mâine poi mâine să trezim moldovenii noștri din Iași, de la Suceava, din colo și am să înceapă a face un partid, a să înceapă a face niște comunități, așa cum au fost, țineți minte, comunitatea moldovenilor, dar știți cu ce s-a terminat comunitatea moldovenilor? Claudiu Alexia a murit, radiat. Să vă uitați informații, o murit. Cineva am înțeles că... Și băieți și cu dosare în blau, da. Înțelegeți? Băi, oameni buni, dar și eu trebuie să mă tem să spun că eu sunt moldovan?
Noi acum l-am invitat în martie pe Rousseau, dacă țineți minte, tânărul ăla care a fost în, în comunitatea asta a moldovenilor. Un tânăr foarte bravo, curajos. El a venit aici la noi în Chișinău, l-a invitat în Parlament. Cu toate că atunci comuniștii ăștia noștri foarte tare i-au folosit și i-au trasă în focul ăsta. Nu trebuie să facă ei așa. Eu așa e politica, eu implicat în acțiuni politice. Nu trebuie să implice. Și specialiștii ăștia care pe lângă domnul Voronin trebuie să fie mai atenți la momentul ăsta. Că tinerii, când s-au dus înapoi acasă, practic au fost distruși. Au lungat din universitate, business-ul lui Claudiu Alexa a fost distrus și pe o perioadă el a fost distrus. Dar nu, dar cine trebuie să aștepte de la un stat care să declară democrat și nu știu ca România? Nu, așa... Domnul Cornelius, este un război în serviciile secrete, servicii speciale secrete. Noi în Republica Moldova vedem că, ia că așa sunt, noi nu uităm, fiecare ambasadă la noi care este, îi duc un război care, un război din umbră, așa să spunem, da? Un război în media. Bine, Nicolae, se lupte pentru teritoriul care este, nu pentru noi, moldovenii sau basarabeni. Clar, lor le trebuie basarabeni fără moldoveni. Nicolae, dar trebuie să fim totuși corecți. Pe timpul comuniștilor, agenții serviciilor speciale a României nu lucrau în funcții serioase în președinții și în guvern și cetățenii altor state cu pașaporte, fie românești, fie rusești, nu erau membri a guvernului și a chestiilor astea. Sunt de acord, dar pe timpul știți de acord și dumneavoastră, comunismul nu este o idee a moldovenilor. Nu poate fi o idee a moldovenilor. Asta este un comunism. Și a doilea, trebuie să fie, să vă spun, nu, să vă spun, nu vă supărați, comunismul, în primul rând, el a fost atât apătat pe perioada sovietică, că domnul Voronin, el l-a reanimat și a mers o perioadă, 8 ani de zile. Păi, oameni buni, faceți un rebranding. Faceți un alt partid și lumea iară să tragem forțele astea, că comuniștii au avut foarte buni specialiști. La fiecare, și nu-ți fura atâta. Țineți minte, atunci când s-au zis, ia ca probleme cu hotelul, cu odrul, când colo. Dar nu era o, dar uitați-vă acum ce se face. Așa din ochi, bancă de economie din ochi s-o fură. De față ochi. Înțelegeți? Da. Și nu numai și cât ați fură. Oamenii nu poate să facă nică, oameni buni. Dar nu uitați că votul ăsta noi l-am dat. Da, eu înțeleg, poate s-au făcut mahinații, cine știe, au făcut la centrul ăsta electoral, da? Când au fost alegerile. Dar să nu uitați, voi l-ați crezut pe așa la domnul Vlad Filat, pe așa la domnul Marian Lupu, pe Mihai Ghimpu, pe voi să votați, chiar și pe Voronin. Atunci trebuie să vă gândiți, să dați niște inițiative de-a dumneavoastră sau să votați niște oameni care văd lucrurile pe viitor. Că ieși în ultimul moment, fiecare dintre ei s-au luat gașca lor, echipa asta politică și hai cu saghea în stânga și în dreapta. Băi, oameni buni, fug oamenii din țară. Am mai spune că 2 milioane s-au dus. Dar cu cine rămânem noi aici? Rămânem noi, găgăuși nu te-ți duc. Bălțul și estru s-au fost și așa n-au unde să duci. Imitare sunt patrioți, interesant, găgăuși și rușă. Și ăștia aproape mai statalici, patrioți. Dar mare parte, duceți-vă, că eu mă duc la mine în sat, eu m-am născut. Au, nu sunt pe drumuri oameni, vin la Paște și câteodată vin la Anul Nou. Nu sunt oameni. Noi nu avem, Doamne ferește, să fie vor război, nu facem față, oamenii au fugit. Oamenii sunt distruși. Nu, Marinuța a spus că da, să fie tot bine. La Marinuța să fie tot bine, și la Ghimp probabil să fie tot bine, și la domnul Dorin Chirtoac, am văzut că odată e regele Orden. Probabil la dânșa să fie foarte bine, la dânșa și la domnul care a făcut drumurile, cum îi spune ministrul Șalaru. La dânșa trebuie să fie foarte bine, numai că la noi cetățenii, așa e rău. Și așa e din zici mai rău, să ridică medicamentele, drumurile astea, uitați-vă, ele nu s-au făcut, podurile până la Piresești și acum și încă muia stă în... Șalarul s-a dus el, dar mă stă în căsle lui care le-a luat de pe sub București, pe acolo. Dar noi tot azi mâncăm, toată mizeria asta care o aduc, e că... dar să vorbim de lucruri, poate... Eu am o întrebare, e că dumneavoastră sunteți viziuni, spate spus, anticomuniste, da? Acum comuniștii au anunțat că au să iasă la proteste împotriva guvernării astea, care într-adevăr este o guvernare mizerabilă. Dumneavoastră, ați participat fiind de acord că trebuie să protestați? Ați participat la aceste proteste sau nu pentru că sunteți anticomunist? Vă fac pentru că mie mi-e interesant acest punct de vedere. În primul rând, eu nu sunt anticomunist și nu sunt comunist. Eu nu cred în idei. Pur și simplu, sunt
ideile este ideologic, sunt ateist. Asta este o minciună. Nu este comunismul ăsta care ei al propun. Bine, lăsăm teoria. Eu vorbesc acum de protest. Pe mine mă interesează aspectul protestelor, pentru că, într-adevăr, din noi șterg picioarele, să zicem, o forță politică cu care dumneavoastră o considerați... Domn Corneliu, eu nu cred în proteste, mai ales atunci când în fața acela care duce proteste, este un om care n-a să aibă curajul ăsta sau n-a să aibă puterea. Deși, noi ținem minte... Bine, și atunci și ședem acasă. Cercurile. Nu ședem acasă. Nu, luptăm fiecare la locul lui. Luptăm. Mergem înainte. Fiecare la locul lui, asta fiecare împărțit în 100 de bucățele pe care ăștia băieții care sunt la putere acum au să ne dezmembreze și a spățăm cum o pățit Alexa ăsta din România. Lăsați să spuie ei o programă real care l-au ei. Programul lor real acum să demonteze guvernarea asta care este coruptă și nu știu care. Mai departe, faceți, procedați fiecare cum vrea. Dar primul pas trebuie să-l facem împreună, să demontăm guvernarea. Domnul Corneliu, cine l-a adus pe domnul Marian Lupu l-a crescut al pânișului? Sau pe plăcare, cine l-a adus? Sau pe, sau noi, vrem să faci, noi vrem să aducem țara asta la normalitate că... și noi tot revenim la aceleași argumente din trecut. Cine l-a luat pe Lupu? Și... Eu vorbesc acum că comuniștii sunt singura forță eu care iese, spun cu, că ei sunt iese buni... cu ideea de a demonta guvernarea asta care este nocivă pentru Moldova. Pentru aceea Moldova pe care o iubiți, ea este nocivă, asta cred că recunoașteți, că guvernarea asta care este acum este nocivă pentru Moldova, ca stat. Și atunci când este o forță care, pe care nu o simpatizați, dar care propune ca prim pas, ei doar nu vă cheamă să-i votați, ei vă cheamă să demontați împreună guvernarea asta. Mai departe, ok, fiecare se duce în calea lui, dar există un sâmbur comun, noi toți împreună, și când se începe cine l-a adus pe Lup, cine l-a adus pe Dodon, undeva, și nu știu ce, uitați-vă. Și iară noi rămânem separați. Undeva, într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate, trebuie să fie o forță rațională care schimbă lucrurile, da? Probabil că, într-adevăr, dacă să ne uităm prin prisma evenimentelor care se întâmplă în țară, care ar fi mai puțin rău pentru noi, mai puțin rău va fi, într-adevăr, Partidul Comuniștilor. Pentru că, cu toate că au făcut multe greșeli. Dar ei nu, au recunoscut greșelile. Au făcut chiar și aceleași pașapoarte românești care le au jumate din cetățenii Republicii Moldova sunt proiectul Partidului Comuniștilor. Și nu numai astea, mai sunt acolo foarte multe. Dar eu totuși mă gândesc că acest partid, el să vii la putere, dar să facă cum au făcut cu 10-11 ani în urmă, când au venit prima dată la putere, au pus la putere tehnocrați. Adică nu oamenii care erau implicați în politică. Și era un principiu foarte interesant. Noi știm că chiar Zinaida Greceanu, Dodon, Marian Lupu, toți care au fost la dânșă în partid, pe posturile astea erau puși pe... ei nu erau un partid. Ei apoi au devenit membri a partidului. Probabil univa aș fi de acord cu dumneavoastră că cu toate că acum la noi la țară o mare parte sunt îndreptați așa cu o ură împotriva la toate puterile astea democratice, la toată Europa și la toate. Și asta e din simpla sărășie care se întâmplă, să mai taie lefele, să ridic prețurile la tot. Și eu totuși cred că o mare parte va vota acest partid la... Eu, Nicolae, n-am vorbit acum despre aspectul electoral. Noi avem foarte puțin timp, vă rog, în 30 de secunde. Eu nu vorbesc despre aspectul electoral. Dumneavoastră, când mă auziți, deodată reveniți la stereotipul ăsta că dacă comuniștii ieși la... Da, ei vor să revină la putere. Asta este normal pentru orice forță politică. Dar eu vorbesc acum despre altceva. E că este curentul Partidului Comuniștilor care are foarte mulți susținători. Eu o să ias în piață să protestez împotriva acestei guvernări. Da. Dumneavoastră, tot ați fi dorit să protestați împotriva guvernării, dar parcă nu vreți să ieșiți împreună comuniștii. Și asta este mare problemă în opinia mea a Moldovei. Pentru că noi putem toți împreună să demontăm ceea ce se numește guvernarea asta coruptă și mai departe de-am lăsat alegerile libere și democratice să arăte cine cu cine votează. Domnul Corneliu, ei sunt partid politic, au dreptul să iasă la proteste și să atragă mai multe organizații. Noi vom protesta. Și noi întotdeauna protestăm. Dacă uitați-vă în declarațiile noastre care sunt de la Voievod, noi întotdeauna protestăm. Și facem declarații anume de protest. Da, mă ieșim și în stradă când trebuie cu megafoanele în mână, ieșim cu drapele, depunem flori, protestăm activ la toate centrele astea unde sunt construite acum sau se distrug centrele astea istorice. Nu putem să ieșim zi la zi, că noi tot avem un program a nostru, dar noi întotdeauna protestăm împotriva la toate efectele astea care sunt. Eu cred că vom protesta. Vom protesta că lucrurile trebuie să schimbe înspre și mai bine.
Noi trebuie să trăim. Eu cer iertare ca să vă întrerup, dar timpul nostru a expirat cu mult. Eu nici n-am să spun cuvântul de final, vă spun deodată doar la revedere, să aveți o seară bună. La revedere.